Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 10 lipa emitentă în Croația, pe perioada Republicii. Monede de circulație standard între anii 1993-2021, compoziție oțel placat cu aramă, greutate 3,25 de grame, diametru 20 de milimetri, grosimea 1,5 mm, formă rotundă, orientarea liniere medalie, sus, demonetizată la 15 februarie 2023. Pe avers avem o ramură de tei stilizată, care este în inflorescență și valoarea monedei pe frunze și inscripția scrisă LIPA de desubt. În jurul marginii de sus, cuvintele Republica Croația apare împreună cu stema croată în partea de jos și ornamente împletite pe ambele părți ale brațelor. Pe verso avem o tulpină de tutun într-o inflorescență în centru, iar numele în croată al plantei, Duhan, și anul monedei și inițialele artistului pe o frunză. KK. Și anume gravorul Kuzma Kovacic, un distins sculptor academic croat. Marginea este netedă. Această monedă este din anul 2007. Sunt două variante de monede, una cu spațiu mare între zerouri și data fină, sau cu spațiu mic între zerouri și data ieșită în relief. Aceasta este prima variantă. Este produsă într-un număr de 57 de milioane de bucăți, cu o valoare nominală de $1.10, se găsește la vânzare cu valori cuprinse între $1 și $6. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!